Azi s-a dat gaură în buget. După elicopter, decapotabilă. Ce nu facem noi pentru dragoste? Haide, spune, cine te-a iubit ca mine? Haide, spune. Am ajuns în finală. În final. Am ajuns în final. Doamne ferește. Suntem în munci, în Tenerife, în final la Love Island. Noi doi, amândoi. Cred că suntem singurii care n-am planificat relația asta. Nu am gândit-o dinainte și n-am zis aș încerca și cu X și cu Y. La noi pur și simplu s-a întâmplat. Mie mi se pare fantastic cum eram noi prieteni. Dar n-am fost niciodată prieteni. Am fost un pic de prieteni la început. Da, am o zi jumate. Așa. Nu contează. După o zi jumate n-am mai vrut să fiu prietena mea. Păi nici eu n-am mai vrut să fiu prietenul meu, dar s-a format totul așa super... Spontan. Spontan și exact așa cum ar trebui să se întâmple, știi? Știi că mi-au făcut griji la început că nu... Nu așa. Păreai genul de fată romantică. Păreai fată de club. Mulțumesc. Dar ușor, ușor ai văzut că am venit cu pașii mei micuci spre tine, știi? Îmi doresc să te lași. Să te lași iubită, că ai zis că nu ai trăit astfel de experiențe până acum, nu ai trăit momente romantice și îmi doresc foarte mult să te lași iubită, pentru că cred eu că știu să iubesc frumos. Cred că m-am îndrăgostit.